Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi v-am pregătit două torturi îmbrăcate în cremă de unt. O să avem nevoie de colorant pentru a colora crema. Eu am folosit un colorant de la Wilton. Am colorat crema de unt de culoare galbenă și verde pentru că așa am avut nevoie. Dacă nu doriți, puteți lăsa crema așa simplă, albă. Aici am bătut crema de unt pe care o punem într-un bol și o colorăm. Adăugăm treptat colorantul până rezultă culoarea dorită. Rețeta la cremă o să o găsiți în descrierea videoclipului. Este foarte fină. Eu o folosesc numai când îmi decorez torturile cu pastă de zahăr. Scoatem tortul de la frigider, îl punem pe un suport și începem să-l îmbrăcăm în cremă de unt. Prima dată o să dăm un strat foarte subțire pentru a reuși să-l finisăm foarte drept și rotund. O să fie nevoie să-l îmbrăcăm de două ori în crema aceasta de unt. Prima dată o să-i dăm un strat foarte subțire. Așa ar trebui să arate primul strat de cremă de unt. Îl dăm la frigider pentru o oră. La fel procedăm și cu acesta de culoare galbenă. Pe unde nu s-a acoperit foarte bine și se mai vede blatul, să nu vă faceți griji pentru că o să se acopere la a doua mână, la a doilea strat de cremă. Întindem foarte drept și nivelăm cât putem noi. Să iese cât mai rotund și mai drept. După ce le terminăm de nivelat și de îndreptat torturile, le dăm la frigider pentru 2-3 ore. Le vom scoate din frigider în momentul în care vrem să decorăm torturile. O să vă atașez câteva imagini cum le-am decorat eu și sper să vă ajute acest filmuleț. Ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!